Eu sunt franco-ucraineancă de origine română. M-am născut la Herța, satul Hreațca, la 10-15 km de la graniță, lângă Herța, la Cernăuț. Am făcut studiile la Cernăuț, la limbi străine și am plecat pe urmă în Franța. Am lucrat 15 ani în Franța până la Revoluția Euromaidan și ultimii 5 ani lucrez foarte mult pentru a conecta anume expatriații ucraineni din diasporă care sunt mobilizați să ajute în țara față de războiul care avem cu rușii și toate chestiile de reforme în internă, lupta cu corupția și transformarea statului și modernizarea țării. Lumea la Bucovina sunt foarte patriotici orientați, cu inima suntem în România, cu mental să înțelegem că Ucraina trebuie să luptăm, să ajutăm Ucraina, că Ucraina trebuie, de fapt, dacă vrem să fie o justiție istorică, să se rezolve chestiile de care din anii 40, anume eu, fiind născut în terenul Herței, eu înțeleg că misiunea mea să fac maximum ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană și cu atât am încheiat întrebările de graniță și de frontiere și toate astea. Sunt diferite puncte de vedere, dar totuși, uitându-se la faptul că suntem foarte mulți mobilizați anume de chestia de război cu rușii și că țara e în pericol, să pun întrebările este la un nivel mult mai înalt. Am avut discuții când cu legea despre învățământ, cu chestia anume așa, nu au fost mulțumiți ucrainenii în general, nu merge vorba numai de minorități, de politică, dar în general de cetățenii ucrainei, de politică președintelui Poroșencu și cu echipa lui și de asta a plătit prețul politic și n-a reușit să obțină a doilea mandat și cred că acum la alegerile parlamentare nu o să aibă rezultate frumoase, așa că asta ei au încercat foarte mult să pui în priorități cum ar fi chestia limbii și este o tendință un pic în Ucraina, adică că să se apere cu orice preț limba ucraineană care a fost cum să spun, a suferit mult în secolul 20 și mai înainte din pricina rușilor, de fapt, de un fel de opresiune, cum ar fi culturală și așa, și acum este un fel de revanș, cum ar fi cultural la nivelul acesta și nu se fac lucrurile așa cum le-am face noi, acei cu mai multă experiență de trai, chiar și în Europa, și unde înțelegem că este un nivel de toleranță care poți să aperi și să cum să creez condiții, adică să fie susținută limba ucraineană, dar nu faci în detrimentul acelor alte limbi, de fapt. Dar, nu știu că eu am trăit în Ucraina primii 20 de ani din viață și n-am suferit niciodată de discriminare, cum ar fi în limba, din pricina limbilor sau din pricina minorităților. De asta, când se ia tema asta și cineva o cearcă să o manipuleze din punct de vedere politic, așa au fost în Ucraina în ultimii ani după independență. E mult mai mult manipulare decât cei ce, într-adevăr, îi deranjează pe cetățeni. În primul rând, în al doilea rând, sunt un exemplu chiar faptului că, fiind parte a comunității române, vorbesc ucraineana fără nicio problemă. Adică ucraineana e una dintre cele 6 limbi cu care lucrez veșnic în cotidian, și engleza, și franceza, și germana, și rusa, și ucraineana, basculez dintr-una în alta și când cineva se adresează în Ucraina și, adică, da, vorbesc cu dânsul, nu știu, nu-și dau seama că limba ucraineană nu e limba maternă. De asta, cred că cine vrea să învețe și să dezvolte în Ucraina, nu importă la care comunitate, minoritate națională aparține, se poate de învățat, adică nu te oprește nimeni să studiezi limba română, de exemplu, și istoria și literatura și așa. Legea va intra în vigoare. Dar o să fie foarte greu să o aplice. De normele de implementare. O să fie foarte greu să aplice. Ce se va întâmpla dacă copiii din comunitățile românești vor învăța în limba ucraineană începând în clasa 1? Raionul Herța nu se poate așa ceva. În raionul Herța nu se poate că nu au profesori, de fapt, care să vie să predeie geografia, geometria, biologia sau chimia în limba ucraineană. Fiindcă acolo vin, mai ales în raionul Herța, în satele, în școlile din sat. Eu cunosc situația, adică familia mea mai trăiește acum într-un sat, de fapt, unde 99,99% procente de cetățeni sunt români, băștinași, acolo s-au născut, acolo trăiesc.
cred că din punct de vedere a implementării o să fie, ne așteptăm la o anumită suplețe, de fapt acum cu președintele Vladimir Zelenski și cu parlamentul care după alegerile parlamentare se poate că o să, adică au fost așa niște anunțuri că o să revedem anumite lucruri, adică o să fie o analiză a legii din punct de vedere, adică dacă corespunde la articolele Constituției și așa, că se poate să fie un pic de supleță și una și a doilea, vă spun sigur, din punct de vedere a implementării, eu nu văd cum o să implementeze, de unde o să iei profesori pentru toate obiectele care, adică, ar trebui predate în limba ucraineană. Profesor din Ucraina, nu există profesori. Dar cine vine de la, cine vine de la, pentru salariile care le-au învățătorii aici, să-i trimesc cineva la țară, acolo, într-un sat unde ei vorbesc numai la mine acasă, în Hreațcă, unde vorbesc toți numai limba română, să trimesc cineva din... Adică nu poți să fii o persoană care să-ți predie 10 obiecte, dar de fapt și la câte clasă trebuie. Adică lor le trebuie să găsesc 50 de persoane care ar vrea să meargă să trăiască acolo cu salariile care le plătesc. Eu cred că implementarea așa cum e prevăzut acum au gândit-o guvernul care acum termină mandatul, nu o să fie, adică nu retrăiesc foarte tare, deși știu că implementarea nu e realistică.